Cât de infestată crezi că e societatea românească de sistem? Prin zi, colaboratori, ofițeri acoperiți și așa mai departe. Eu am terminat un masterat la Iași în istoria comunismului în România. Și v-aș spune că nu a fost o schimbare de regim în 1989. Singura diferență majoră a fost că înainte de 1989 exista un control și exista o oarecare ordine asupra securiștilor și asupra membrilor de partid în ceea ce privește nivelul de furt din banii publici și acum nu mai există. Le-au George, dat s-au liber. Schimbat multe, orice ar fi. Adică... Da, sigur că da, normal. La 30 de ani după e o altă epocă, nu? E altă lume. Da, însă serviciile secrete și oamenii politici mai mult s-au bătut între ei și au avut liber la furat. Uh-huh. Ori când erau activi, ori cazul lui Coldea, nu doar când au fost activi, și după aceea, după ce au intrat în rezervă, au furat din contracte de consultanță și ce alte nelegiuiri au mai făcut. Uite ce zice, ar fi ultimul subiect, ce zice Trump. Da? Trump, care a fost președintele Statelor Unite și este acum candidat pentru președinția Statelor Unite. Voi readuce libertatea de exprimare în America. De ce crezi că s-a ajuns până acolo încât în America să spună un fost președinte că va readuce libertatea de exprimare în America? E cât se poate de normal. Cum adică cât se poate de normal? E cât se poate de... Să ajungem aici? Să ajungem aici. Au fost mulți care au prevăzut această etapă din societatea liberă. Dacă citești 1984 al lui George Orwell, pe măsură ce avansezi din punct de vedere tehnologic, apare tentația aceasta a controlului social. Camere de supraveghere, control asupra mass mediei și reflexe totalitare din partea liderilor. Întotdeauna a existat o luptă pentru libertate și dar această luptă acum... am putut-o vedea și în timpul pandemiei, când drepturile și libertățile individuale au fost suspendate. Au fost călcate în picioare. Da, dacă mai mult ne decât uităm către societăți totalitare, cum este China, la controlul social, la social score-ul aplicat de acolo, dacă vedem unele tendințe totalitare de la nivelul Bruxelles-ului, putem constata că de rezultatul alegerilor din Statele Unite va depinde și societatea din lumea liberă în care și trăim. În România va depinde cu siguranță rezultatul alegerilor, că noi suntem foarte România va depinde de rezultatul americanilor. Ne putem întoarce, adică putem să ajungem peste 10-15 ani într-o societate totalitară cum există de exemplu în Rusia. Mm-hmm. Și nu suntem departe, având în vedere asta e. Cum e... apucăturile totalitare pe care Comisia Europeană le are. De exemplu, Ursula von der Leyen și foarte mulți birocrați nealeși, fără față, necunoscuți, care dictează... Acum sunteți în Parlamentul European, acum veți avea acolo poziții. Dacă ai fi să dai o notă de la 1 la 10, ce notă ai da României pentru, în ceea ce privește libertatea de exprimare? 6. Cred că nu sunt... ești cam indulgent? Nu, cred că sunt state unde libertatea de exprimare este și mai atacată și există un control social și mai mare. Vedem în vestul Europei că se întâmplă multe nenorociri. Eu cel puțin cunosc aproape săptămânal români întorși din Canada din cauza felului totalitar și din cauza așa zisei corectitudini politice practicate. Întorși sau se întorc ei? Se întorc din Canada. Se întorc ei, din Canada. Nu sunt trimiși înapoi. Nu. Se întorc din Canada. Din cauza regimului România. Pe care îl văd acolo. Acolo, din cauza regimului Trudeau și a întregii mișcări woke. Bun. Și din punctul ăsta de vedere... Dar spune-mi, te rog, ce face tu ca președinte împotriva mișcării woke? Ce ar trebui să faci? Iată-mă o secundă. Și ce ai putea să faci tu în calitatea de președinte, în funcția de președinte al României, pentru... libertatea de exprimare să treacă de la 6 la 9.
Hai să nu-l zic la 10. Păi, în primul rând, aș anula subvențiile pentru partide politice. Sunt mult prea mari și majoritatea banilor, undeva la nivelul de 40 de milioane de euro, ajung să inunde presa. Și presa nu mai este liberă, trăiește efectiv din banii aceștia de la buget care vin prin intermediul partidelor. E o chestiune nocivă acolo. După aceea aș retrage, așa zis, și acoperiți din presă, din zona serviciilor secrete. Poate președintele României păi să cum facă... Mai... Păi trebuie să știi care sunt ca să-i retragi. Păi dând ordin șefilor serviciilor de informații și... Și făcând publică lista cu ei sau fără? Nu, nu cred că e cazul. Dacă așa a fost, aia a fost metoda de lucru până atunci, nu cred că e cazul să începem... Ai fi de acord cu ajutoare de la Guvernul României pentru presă? În limite rezonabile, pentru presa tipărită, care este un factor de civilizație. Pentru presă în general, până la urmă. Da, depinde și de calitatea produselor. Da. Tot ce e peste 9 se taxează în plus. Am înțeles. Să-mi trimiteți factura, dar eu nu plătesc la presă. A, nu plătiți. Atunci va trebui să... La Focșani, din zona aia, o damigeană de... O damigeană de... N-am. O damigeană de vin, un curcan... A, asta rezolvăm. Nu, nicio problemă. Bun. Ca la Băilești, o să mă duc la festivalul Zaibărului. La Zaibăr? Da. La Zaibăr, da. Un bidon de vin de acolo. Eu merg mult printre oameni, îmi place, m-ai întrebat mai devreme, și o să merg toată campania, asta o să fie strategia noastră de campanie, să merg printre oameni. Ceilalți o să faci și lucruri care nu-ți plac? Sigur că da, orice meserie. Care sunt lucrurile alea? Acum nu pot să spun cu voce tare.